Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Horgești, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Începem ședința din 31.01.2023 a Consiliului Local Comuna Horgești. Începem cu procesul verbal. Aprobăm procesul verbal de la ședința din 27.12.2022. Cine este pentru? Avem împotrivă, avem abțineri, deci avem 15 voturi pentru. Puneți la vot ordinea de zi inițială. Punem la vot ordinea de zi inițială, cu alea două proiecte care au fost. Prima convocare, da. Cine este pentru? Împotrivă, avem abțineri, avem 15 voturi pentru, da? Și punem la vot acum proiectele care s-au suplimentat la ordinea de zi. Trei proiecte, încă trei proiecte mai sunt. Da? Dacă sunteți de acord să... Cel cu lista de achiziții, da. Cel cu completarea strategiei de dezvoltare și cel cu alocarea sumei. Pentru balan. Da. Dacă sunteți de acord. Împotrivă, abțineri. Deci ordinea de zi suplimentare a fost aprobată cu 15 voturi pentru. Da. Dăm citire la primul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare din Comuna Horgești, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Îi dăm cuvântul doamnei Temea Luminița, inițiator. Da. Rețeaua școlară. Acum ați văzut, domnule Costel, bună ziua încă o dată. Ați primit documentele, sunt exact cum au venit de la școli, cum a venit avizul de la inspectoratul școlar și știți procedura în privința asta. Dacă sunt discuții ceva în marginea acestui proiect, spuneți la vot. Dacă nu sunt, supunem la vot primul proiect de hotărâre. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Avem 15 pentru, da? Dăm decizii la al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Inițiator, primar Emil Luminița. Dacă doamna are ceva de comunicat. Domnul... Domnilor consilieri, după cum ați aflat în ședința de comisie, fiecare în comisia dumnealui, nu veniseră sumele de la Consiliul Județean. Restul urtelor le-ați văzut, cum sunt și cum am gândit noi să împărțim banii. Bine, știți că pe parcursul anului sunt rectificări de buget. Între timp, noi am urmărit și ședința online, am primit și sume, dar așteptăm acum hârtia oficială, am primit doar telefonic. Și având în vedere că sumele primite de la Consiliul Județean sunt de 794.000 la sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții din comună și 483.000 de lei la sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri, deci la drumuri. Vin cu următorul amendament, domnul secretar, vă dau hârtia pentru că sunt mai multe. La partea de cheltuieli, această sumă se reflectă în capitolul de cheltuieli după cum urmează. Suma de 100.000 de lei pentru construire magazie de lemn de la școala Sămodor, știți că am făcut de anul trecut banii care au venit în sfârșit și am făcut proiect și ce s-a făcut. După aceea, construcție copertină, parcare auto 100.000, reparații capitale la acoperișurile blocului 170.000, achiziții autogrede, pentru că au fost și banii anul trecut, acum suntem în procedura de licitație și să nu mai luăm din excedent decât dacă mai e nevoie de diferență, vedem 384.000, îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje 10.000 de lei, aceasta avem prin GAL. Urmează și la lista de achiziții și o să vedeți avem să cumpărăm un utilaj din cei 16.000 de euro pe care o să îi primim de la prin GAL, 10.000 de lei de consultanță. Transferul bugetare locale pentru instituții de asistență socială pentru persoane cu handicap, 30.000 de lei. Avem o persoană, o să vă prezint situația dumneavoastră, pentru că avem și proiect de hotărâre. Demolare și construire pod peste pârâul Răcătău, 100.000. Și alte bunuri pentru întreținere și funcționare, 383.000. Asta înseamnă la drumuri. Deci podul și 383 la drumuri. Așa am venit noi momentan, pentru că sumele le-am primit, v-am zis, telefonic, acum aproximativ jumătate de oră. După aceea, dacă mai v-am zis, pe parcursul anului, o să venim cu rectificări și vedem cum decurgem. Asta este amendamentul aici, altul nu avem. Ca să lămurim, acea situație, că am înțeles că a fost ridicată comisie, cu bursele la sumele la școală Răcătău. Cu bursele la școală, la școli, de fapt. La școli. Încă nu am primit bugetul, împărțirea, de la doamna contabilă. Ne-a dat tot telefonic că ar fi la burse la Horgești 138 plus 30 și la Răcătău 248 plus 30. Dar momentan rămâne așa și banii, când au împărțire exactă, nu rămân deci numai la Horgești, dar trebuiau prinși ca să apară în buget și atunci o să se ducă sumele exact cum le dă doamna contabilă de la școală, când ne trimite bugetul școlii, așa o să rămână sumele repartizate. Cam, cred că am lămurit tot ce ținea de buget. O întrebare, doamna primar. Sunt cinci mai puțin la Horgești decât ca la Răcătău, 100 și nu știu cât ați spus dumneavoastră. 130. Că mulți s-au plâns la noi din sat, din Sovodor, că nu știu situația și v-am spus, bursele ca număr și ca dosare se depun doar la școală, da? Nu la primărie. Noi primăria doar dăm documentele oamenilor, documente pe care le solicită, anchete sociale. Dacă vreți să vă spun, dar este strict o discuție între mine și domnul director, care mi-au explicat care ar fi fost situația, că la momentul în care s-au depus cereri pentru bursele sociale, acum mă refer, la Răcătău s-au acceptat dosarele, la Horgești ar fi fost o discuție cu inspectoratul, dar vezi, totul e ceea ce mi s-a spus, deci nu am nimic oficial, și le-au spus nu, vă încadrați la sumele primite, ce sume au primit atunci. Și atunci nu s-au luat în calcul dosarele acelea sociale, de burse sociale. După aceea, la sfârșitul anului, Răcătău, pentru că a avut dosarele primite și situația dată, a primit suma de bani, că au venit bani, știți, spre sfârșit că s-au dat banii. La Horgești, pentru că domnul director a înțeles să asculte grijă, dar asta e de inspectorat, varianta, ca să fiu clar înțeleasă, ne trimițând, normal că n-a primit sume. Dânsul a spus, el a vrut să meargă corect, adică dacă de la inspectorat i s-ar fi cerut să nu depună situație pentru că nu sunt bani decât în limita la ce a primit, domnul director ar fi depus de la Răcătău, el a primit banii, aici dacă nu s-au depus, nu s-au primit banii. Deci asta. Acum, în schimb, că am avut ședință, domnul Velea a fost, dacă este și acum, a spus că vor să trimită, exact, primesc toate dosarele, fac situații, indiferent de sumele pe care le primesc, ei dau toată situația și cu toate dosarele și dacă la fel nu se primesc toți banii și ulterior primesc o diferență, o să fie situația în regulă, nu o să se mai întâmple cum s-a întâmplat în anul școlar trecut, unde Răcătău a primit diferența sau și Horgeștiul. Aici depinde de directorul școlii. Deci exact, situațiile pleacă de la școală. Deci, nu, eu vă spun pentru că am avut discuție, domnul Verea știe că a fost discuție. Trebuie să-i dăm, să-l înțelege și pe domnul Lucaci, a vrut să facă cum mi s-a cerut, așa a spus. Dumnealui îi spunea că aprobăm noi bugetul ăsta și el merge după bugetul care l-a aprobăm noi. Nu, n-are legătură. Deci dumneavoastră știți foarte bine, pentru cu atât, dumneavoastră știți foarte bine, noi primăria suplimentăm cuantumul, da? Și știți când au cerut și au zis de la școala Răcătău, au zis avem numărul ăsta de burse, acesta de burse, care e de merit, care e sociale, care e de studiu. Noi am aprobat suplimentarea cu 50 de lei. Cât s-a cerut la Răcătău, atât am dat, cât s-a cerut la Horgești, atât s-a dat. Știți foarte bine legea, noi nu putem suplimenta numărul burselor, doar cuantumul, ceea ce și-am făcut. Deci nu ținea de primărie, nu dacă și la Horgești ne-ar fi cerut pentru 200 de burse, noi suplimentam cu 50 lei pentru 200 de burse. Dacă la Răcătău ne cereau pentru 5, pentru 5 dădeam. Deci să se înțeleagă că în privința asta, primăria nu are nicio implicare decât decide dacă poate să contribuie cu suplimentarea cuantumului. Și dacă poate, în ce măsură. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, da, imaginea acestui proiect. Domnul Dămoc. Domnul Dudulică. Începeți, domnul Dămoc, și lăsăm deschisă. Da. Făceam o retrospectivă și îmi dădeam seama că este al 6-lea an când aprobăm buget, când aprob bugetul la Horgești. Și sunt foarte multe proiecte pe care horgeștenii le așteaptă și care, din păcate, se întâmplă foarte greu. Menționez cele de bază. Gaz, apă și canalizare, asfaltare, drumuri comunale, drumuri județean. Și cred că datoria noastră de aleși locale, în primul rând, este aceasta, de a face tot ce ține de noi ca să grăbim aceste lucruri. Aș putea să vorbesc din nou despre faptul că proiectul n-a fost pus în dezbatere publică. Să vă spun din nou că trebuia să fie o anexă cu salariile pe care s-o aprobăm în separat, dar probabil că, dacă spun asta de an de an și nu se întâmplă nimic, probabil că nici nu înseamnă mare lucru pentru noi, probabil că nici pe cetățeni ne interesează foarte mult, pentru că pe cetățeni, până la urmă, interesează să se facă ceva în comun. Și așa cum, din păcate, vedem cu toții realitatea, lucrurile nu prea se întâmplă. Avem, dau exemplu, în gazului. Avem acel proiect unde ne-am asociat cu Comuna Ungurencu și s-a promis că o să se facă, că o să vină în ședință, că nu e nimic pus în buget. La apa canalizare, am avut proiectul, am renunțat, acum facem din nou studii. Cred că asta, dar aici trebuie să lucrăm mai mult, să grăbim procesul de a face lucruri, să lăsăm mai mult politica și să facem mai mult în folosul cetățenilor. Am avut o, discutând concret despre proiecte, am avut o discuție cu domnul Budon în comisie. Cum asta am zis, sunt lucruri pe care le repetăm an de an că sunt necesare. Dau exemplu. O centrală la Căminul, la Casa Tineretului de la Pâncești. Lucruri, un tocător de resturi vegetale. Asta am convenit cu toții că trebuie făcut. E drumul Horgești Tamaș, pe care toată lumea îl așteaptă și toată lumea l-a promis. Și investiție de teren de sport la școala de Budon. Și lucrurile pot, și exemplele pot continua. Sunt lucruri care se pot face mai ușor decât investițiile pe care le-am menționat anterior. Apă, canal, gaz. Însă trebuie să existe bunăvoință din partea tuturor. Ar fi existat foarte multe oportunități de a face lucrurile acestea pe fonduri europene. PNRR-ul ăsta pe care auzim toată ziua la televizor că se vorbește de el. Blocurile puteau fi făcute de acolo. Avem acum până pe 9 februarie oportunitatea de a face un centru de zi în comună. Suntem eligibili din absolut toate punctele de vedere. Școala veche, care normal trebuia să fie un centru comunitar, deci acum am putea să o facem un centru de zi, ceea ce înseamnă masă caldă pentru copii, after school. Însă pentru asta trebuie muncă, trebuie ca oamenii din primărie să muncească, să atragă bani către comunitate. Am zis că aș putea să fac în fiecare an, să vin eu cu amendamente, să le propun, să le respingeți. Nu ajungem la nicio concluzie. Nu ăsta e scopul. Nu pentru asta ne întâlnim într-o astfel de ședință de Consiliul Local. Spunea asta, i-am propus domnului Budău, domnului Căliman sau oricărui alt consilier care consideră aceste obiecte de investiții ca fiind necesare pentru comunitate. Propuneți dumneavoastră ce considerați oportun din aceste proiecte, supuneți votul și aprobați. Eu nu vreau să scriu acolo că a propus Dămoc, că nu ăsta e scopul. Poate să propună oricine, numai să se aprobe și să facă ceva pentru comunitate. Am 7 amendamente pe care le-am propus, exact cum am menționat, centru de zi, tocător, centrală pentru Casa Tineretului de la Fulgești, teren de sport pentru școala Sovodor, o reparație pod, pe care an de an spunem de acel pod care e un pericol public. Astea sunt lucruri mărunte care pot fi făcute dacă există voință. Dacă vrea oricare consilier local să și le asume, eu am amendamentele scrise, n-am trecut inițiatorul, poate să treacă oricine să-și treacă numele pe ele, numai să le supuneți la vot și să le votați. Deci, eu personal am fost impresionată până la lacrimi, atâta bunăvoință, da, e ceva special, anul acesta sigur e ceva deosebit dacă ați început așa. Haideți să o luăm din cele șapte amendamente. Nu mi le amintesc neapărat în ordinea în care le-ați spus, dar hai să o luăm cu tocător. Urmează, pentru că o să vedeți, avem proiect cu cei 16.000 de euro care o să provină de la GAL. Tocmai asta avem în vedere. Deci noi avem, aici am adus și pentru, e suplimentare pentru strategia de dezvoltare locală cu așa ceva, cu centrala de la Căminul sau Casa Tineretului din Horgești. Știți foarte bine că este al bisericii Căminul și nu putem interveni noi decât dacă am dat bani mai mulți către Biserica Catolică, dar noi dăm bani anual și aici o să decidă părintele ce face cu acei bani, cum toți preoții decid care începe o casă praznicală, așa și părintele, dacă anul acesta o să decidă că acea sumă care vine din partea noastră a Consiliului Local o să o investească în a pune centrală, noi nu avem nimic împotrivă. Ce mai era cu terenul de sport? Știți foarte bine că procedura este. Deci nici asta nu este un amendament care să se obosească un nou consilier să vină sau v-ați obosit asta să munciți la el. Mai era ceva? Domnul Budnaru, haideți să ajutați-mă. Eu am fost impresionată de asta. Codurile. Acum am prins banii, exact, suma. Haideți numai să vă dau exemplu. Dacă până în anii trecuți, cel puțin cât am fost eu primar, sumele la drumuri de la Consiliul Județean erau 100.000, 100.000. În ultimii 2 ani am primit 200, 200. Anul acesta vă dați seama că s-au primit 483.000. Deci suma este și am luat un calcul pentru poduri și pentru vastare. Podurile au fost cele două de la Sovodor, de pe Părul Urez și strada 9 și de podul de la Tamarcea. Deci, ca să știți și asta. Mai era ceva? Centru de zi. Cu centru de zi, chiar, sincer, acum nu știu cât mă credeți, cât nu, cât ați dori, eu nu vă mai urmăresc absolut deloc pe rețele de socializare. Chiar am spus și celor care mă cunosc să nu mi-aducă la cunoștință ceea ce scriez, că nu mă interesează. Dar până atunci mi-a zis cineva că ați fi trecut astăzi de centru de zi. Deci veniți cu proiect, ca să nu ziceți, nu vreau să vă fure nimeni ideea. Având de considerați că e atât de bună, noi mergem pe o sală de sport acolo, dumneavoastră, dacă aveți un centru de zi și tot aveți hârtiile, asumați-vă, semnați-le, facem toată documentația și dacă considerați dumneavoastră că tot ce se trebuie făcut de pe 31 astăzi, nici nu mai luăm în calcul, deci întâi până pe 9, când ați zis că se depune, se poate, și avem aportul dumneavoastră și tot interesul să facem, fără probleme, da? Cu centru de zi. Cam atât, cred. Haideți, da, să încep în ordine. Proiectul de referitor la centru de zi este deschis de Ministerul Familiei, unde ministrul este doamna Firea. Eu am mai spus-o, noi ar trebui să, era obligatoriu să avem în primărie o persoană care cu asta să se ocupe, să identifice surse de finanțare. Să fie rudă, cu doamna Firea, ce să fie? Și noi să fim... Da, zic, aceste răutăți, eu aș spera să trecem peste aceste copii. Da, domnul Dămoc, haideți să nu întindem. Domnul președinte, vă rog să mă lăsați să vorbesc. Eu altfel, eu nu pierd, că mai am o ambițatorului să sun. Haideți să fim clari, deci ce faceți dumneavoastră populisme acum, nu și-au rocul. Eu v-am zis, dacă aveți amendament, veniți cu el. Nu contează că la Ministerul Familiei este doamna Firea, că nu mă cunoaște nici pe mine ca primar Temea Luminița, nu mă cunoaște nici pe dumneavoastră ca și consilier Dămoc Claudiu. Deci chiar nu are legătură cine e ministru acolo. Dumneavoastră a zis că vreți să veniți cu un amendament pentru un centru de zi, veniți cu el, asumați-vă, faceți tot și dacă veniți alături de noi. Dacă aveți experiență, noi poate recunoaștem, nu avem experiența noastră, după cum lăsați să se înțeleagă că ați avea o foarte mare experiență în a accesa fonduri. Deci suntem și spun în ședință și spun și e și filmată, Suntem atât de bine doritori să vă alăturați echipei noastre și să veniți cu experiența dumneavoastră de a accesa fonduri, mai ales că timpul e foarte scurt, așa cum ați spus, până pe 9 februarie. Și mai mult de atât nu trebuie lămurit, nu? Dacă, domnule consilier, dacă se vine, nu sunteți de acord, normal că sunteți de acord dacă totul este în regulă. Cam asta este. Da, din păcate asistăm la acest... Eu am spus să refuz să mai intră, pentru că cetățenii... Ce câștigă cetățeanul când aude treburile astea? Dămoc zice ceva, primarul zice ceva, mai trec 6 ani și iar nu se face nimic. Ori o să refuz să mai intru în acest joc. Da, zic, tot ce trebuie e bunăvoință. Dacă nu există bunăvoință să faci cu adevărat ceva, alții în 2 zile fac autostrăzi, fac poduri, fac... La noi când vorbim e nevoie de ani de zile ca să faci niște lucruri banale. Să repari un pod pe care orice zi o mașină poate să ducă. Sincer, nici nu mai are rost. Eu o să las amendamentele dacă domnul Budău doriți să vi le asumați, să le dacă le asumați, la vot. Eu o să le las, domnul secretar, sunt fără inițiator, sunt fără... Sunt aici amendamentele. Mai consumăm curentul la bucături de hârtie, dacă nu sunt semnate, dacă nu sunt asumate... Nu, adică să înțeleg că sunt amendamentele depuneți, domnul consilier, să le supunem la vot sau le-ați... Domnul secretar, eu n-am schimbat nimic de față ce am auzit până acum, nu? Eu tot ce spun este că dacă ceva de acolo este benefic și cetățenii consideră benefic, ar trebui votat. Pentru că dacă eu le propun și toți consilierii de frică nu ridică mâna și nu votează, n-am rezolvat. Realizați că eu la momentul ăsta am mâinile legate. Nu pot să supun la vot un amendament pe care nu-l susțineți dumneavoastră sau oricare alt consilier. Dacă doriți să-l propuneți, îl notez, îl supunem la vot. Acum... Înțelegem amândoi ce spunem, și unul și altul, cred că, nu? Da, e foarte... Ok, da, semnați eu. Domnul Luminița, aveți cuvântul, domnul Luminița. Da, atunci o să vă rog să supuneți la vot amendamentele. O mențiune pe care v-am zis, deci din toate acele amendamente, în afară de acel centru de zi, dar nu știu în ce constă amendamente, o să mi și prezinte. Da, sunt prezent. Vrei să le citesc eu atunci? Dar îi scrisul meu, nu știu dacă nu înțelegi. Da. Haideți să le citesc. Domnul consilier, haideți să trecem în ordine la cuvânt și să punem amendamentele în ordinea propunerilor, că mai avem unul la ca să știm și ordinea în care să putem să facem un proces de regulație. Da, deci amendamentele în afară de noutatea cu centrul de zi, altceva am prins și noi cu centrul de zi care v-am spus, domnule consilier, și trebuie să aveți în vedere că perioada este foarte scurtă, e vorba de câteva zile cât nu vine și weekend-ul și să fim realiști, nu că n-am dorit să fim alături de inițiativa domnului Dămoc, dar dacă dânsul, eu așa zic că ar trebui ca domn consilier, dacă dânsul dorește să vină să lucreze și să ne ajute cu experiența dânsului în ceea ce privește accesarea de fonduri, atunci și are rost votarea acestui amendament. Dacă nu, o facem doar, v-am zis, strict, ca să dăm bine pe cameră. Domnul consilier, așa după cum știm toți, a venit bugetul. În fiecare an, șacoanul a fost prins terenul de fotbal de la școala Sovodor, adică să la Chițona. Și timpul a trecut, nu l-am mai chițonat. Acum ce facem? Mai trece și anul ăsta? Să nu achiziționăm? Nu vă râdiți, mă. Nu vă râdiți, că rămâneți fără teren așa. Că trageți cu șoaca numai în sat, că nu face nimeni și nu cu tare. Și aici stați și rânjâți. Că la Rășa este teren, la Horgești este teren, la Răcătău este teren, la noi nu. Că e problema că nu vrea proprietarul cu suma, cu tare. Trebuie să rupim de undeva. Dacă aprobăm bugetul acum, rupim o leacă de colo, o leacă de colo, prin Consiliul Local votăm și noi legăm, noi îi spânzurăm, dacă e vorba aici. Nu e chiar asta. Deci trebuie să votăm numai și vrem, și vrea cineva. Trebuie să votăm pentru sat. Da, îl mai așteptăm, că ne-a rugat să mai lăsăm puțin, ca să mai, da, așa ne-a rugat, acum eu... indiferent cum ar fi, o să discutăm. Luna februarie o să discutăm cu dânsul din nou și dacă nu, mergem pe expropriere. Care se va raporta tot la acele sume din evaluare, ca așa spune legea. Tot acolo ajunge, da. Exproprierea merge mult, domnule. Merge mult, durează și facem. Durează puțin, mai puțin decât nimic. Da? Păi dacă nu vrea să vândă de bunăvoie la prețul la care este stabilit pe raportul de evaluare și pe care legea ne obligă să-l ne raportăm la acel preț pe raport de evaluare, atunci cealaltă variantă este exproprierea. Exproprierea se va avea în vedere tot prețul de raportul de evaluare. Asta spune legea și pe cumpărare. Trebuie invitată persoana aici. Am invitat, am discutat. A zis să-l mai lăsăm și de asta mai lăsăm luna asta, luna viitoare discutăm. A zis să-l mai lăsăm luna aceasta, adică ianuarie mă refer și în februarie, ca să decidă, că mai vorbească, a zis că vrea să ia legătura și el cu un alt evaluator. Da. Bine. Să fie și așa, dar să nu treacă, să n-ajungă Paștele și copiii să n-aibă teren. Vine și vara. Și să vină Paștele, poate și Crăciun. Paștele de anul trecut. Noi facem tot posibilul să... Eu l-am vrut de Paști, l-am vrut de 15 august și durează, să știi, e mult. Dar e vorba... Dom'le, păi, domnul Budnac, aici mai de... Domnul Dudurică, nu mă contrazice nimeni. Nu te-am sufocat, eu ți-am dat exemplu, la legea. Ești ca durat, ca să-l pavezi ca lumea. Așa, dar l-ai avut, dar noi nu înginge și nu l-avem nici. Eu l-am avut de 15 ani, s-a terminat în noiembrie. Haideți să nu sunt contradictori, să fim realiști. Deci terenul, chiar și cu expropriere, se poate face anul acesta, dar... Noi estimăm că dacă merge pe expropriere, mai devreme de începerea anului școlar viitor, nu e posibil, ca să se înțeleagă, pentru măcar. Ai termenele. Avem termenul exact, deci trebuie să înțelegem. Nu e reacuiță. Eu am zis că o amânăm și treci și bugetul ăsta și pineau. Dar nu ține de buget, exproprierea nu ține de buget, domnul Dudulică. Păi dar nu ține banii, atunci ce facem cu banii? Terenul să se ia cât mai repede și cât mai curând. Deci procedura o să se facă. Și dacă n-am discutat și nu e de acord, adică suma nu îi se pare. Și mergem, că dacă ar fi de acord, mai vorbim și dumneavoastră, cetățean de la dumneavoastră din sat, discutați și dumneavoastră personal. Dacă ar merge pe suma evaluată, noi putem merge și săptămâna viitoare la notar să chem la actele. În momentul când... Nu chiar. Eu trebuie să înțeleagă tot acolo ajunge. Există o procedură în care trebuie să o respectăm. Bine, dar imediat să face acte față de expropriere care... Dar cine trebuie un teren de fotbal de 80 de ani, de un hectar? Și nu înțeleg, care e problema, că e suprafața toată sau nu e toată? Că evaluarea, dacă merge pe o sumă, e pe această față cu suprafața. Deci, nu se poate. Dar sigur, n-ar fi el de acord. Să ne împăcăm, să ne ajungem la exproprieri. Asta s-a și dorit, domnule. Să-mi iei terenul și gata, că vine primăvara. Copimul se lua. Mai avem altă problemă. Domnul Dudurică, mai aveți o problemă la buget. Chiar ni s-a cerut de asta, ați văzut că și de la ora 3 am adus la ora 1 ședința, trebuie obligatoriu să trimitem la Ministerul Bugetul. Cu privire la dispensarul la Sovodor. A spus o sumă mică aici. E ca documentație. Numai pentru proiectare. Dar și la acoperișul, la fântâna, la Horgești, tot documentare și aia și... Nu, acolo e lucrarea în sine. Hai să înțelegem, acolo e lucrarea în sine. Nu, dar e sumă, sumă. Eu v-am zis, la una e vorba de documentație și la una e valoarea în sine. domnul Dudulică, poate să prindă și un leu. Banii după aia vin din altă parte. Deci e, important este să se m-a referit la sumele astea, domnule. Obiectivul, da. Nu, deci nu e important. M-a referit la sumele astea. Da, pare că acolo e mai mult, acolo e mai puțin. Dar unii mai mult se poate lua, unii mai puțin se poate adăuga. Ideea este că să prinde un leu. Un leu. Fie prinsă ca și investiții. Referitor la extinderea asta cu rețelele electrice și oamenii, acum se vede, că plecați în Anglia, nu vine acasă, că n-are unde să se are locuința, dar unde să pui frigiderul, unde să pui și el becul, să aprindă centrală, ce mai volan, ce mai volan. Au pus panouri solare și iarna nu merge. Nu merge alea, că n-are, așa. Și atunci trebuie acționat și cu delgazul ăsta, cu construcția asta care trebuie și abilitată să vină. Trebuie așa, trece. A fost vorba că când începe școala, gata, să bagă că începe școala. Acum, nu, tot amânări, trebuie o leacă. Acționați la ăștia, făcut un demers la ăștia, băi, cât așteptăm? Eu înțeleg că alte comuni, pe unde nu e stinsă rețeaua, poate acolo se bagă și cu tare, poate mai e un comision, că și ăștia sunt toți, dacă pleacă de la minister, vorbim verbal, clar. Și ministrul comerțului, nu iau greu de la țăranul meu, îl iau de la ungur, că ăla îmi dă comisionul, 1000 de euro. Treburile să vârtite, așa. Așa și cu construcțiile astea. Trebuie urgentate. Că omul așteaptă. Noi tot le amăjim și trage din noi și ne spune dar și stați acolo, mămâi, și nu vorbiți nimica și nu ne ajutați cu nimica, vine la Paștele Calul, vine la cutare, Te și nervează, îi mai reproșești tu, băi, așteaptă, băi, că tu pix un buzunar ca să mă duc eu să scriu acolo și să semnez și e gata. Le mai jerți cu oamenii, le mai spui, le mai cauți să le lămurești, dar ei, până la urmă, își pierd încrederea. Cât timpul trece. Și zici, păi, ai zis că mâine. Dar iată că s-a făcut poimâne, e răspoimâne și a trecut. Mai aveți, domnul Zulică? Cam atâta. Bine, mulțumim. Dacă mai e cineva ca domnul Bobo. Eu ar vrea să fiu scurt și doar o întrebare. Două, dacă se poate, și asta o să fie câte doamna primar. Doamna primar, mă interesa ca să spun și celor care îl întreabă. Să are în vedere anul acesta demararea construcției cabinetului medical de la Sovodor? Noi asta dorim și asta avem în vedere, sigur. Chiar acum presupun că știți că a venit domnul Odăriiță și a făcut o solicitare verbală ca în curtea școlii, unde e clădirea aceea pe care urmează să demolăm și să facem acolo un dispensar, cerea ca spațiu, ca teren, pentru construirea unei biserici penticostale. Am spus, noi nu putem face treaba aceasta, pentru că noi apoi nu avem unde face dispensarul și hai să-l faceți în altă parte. Eu nici într-un caz, adică noi, Consiliul Local, eu nu pot să vin în fața dumneavoastră cu această inițiativă de a da sub formă gratuită acel teren și după aceea noi să achiziționăm pentru biserică și după aceea noi să achiziționăm teren, să facem cabinet. Deci ăsta a fost răspunsul pe care i l-am dat domnului Odăriiță. Deci v-am spus ca să știți care a fost solicitarea, ca acolo curtea școlii. Un teren, să cumpărăm un teren. Păi dacă nu știți în sat, acolo unde stați... Păi este Bobo o baluță, care vrea să vândă... Deci aia este... Și mai vând, băi, mai ai 5 ani acolo, ce faci acolo? Păi merge biserică. Deci este pentru dispensar, da. Pe baluță gândează din casă, dă capul peretele ăla, ce mai vine? Dar n-ai stat și față mică. Nu, deci azi v-am spus, pentru dispensar, da. Ce faci cu 3 ani acolo? Da, e clar. Dacă clădirea demolată nu se poate renova clădirea aia, le-a făcut și a fost și aprobat demolarea. Și demolarea a făcut. Loc pe domnul secretar. Domnul... Haideți să auziți ce duce domnul Costel. Să-l chemi pe domnul Țurcan Gheorghe. Domnul secretar e o persoană abilitată ca să poată discute pe termenul legii cu domnul Țurcan. Am discutat și dacă, cum v-ați explicat, să-l cheme, chiar l-am chemat, chiar am fost cu mașina la fratele, cred că nu așa, și dumnealui și a doua zi a venit la noi la primărie, am discutat, i-am explicat, I-am spus că noi suntem ținuți de lege, că până la urmă fiecare din dumneavoastră semnați acea hotărâre prin care terenul va fi achiziționat. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta și vă asumați și eu, dar și fiecare din dumneavoastră. Dumnealui atunci i s-a părut suma mică și, cum v-a spus doamna primar, a zis haideți să-l mai lăsăm până în februarie. Și la fel cum am discutat, dacă va ține la un alt preț decât cel prin raportul de evaluare de care noi suntem ținuți conform legii, vom merge pe procedură de expropriere, care tot la prețul ăla se va duce. Eu cred că a înțeles domnul Țurcan. Și cred că dacă era total, nu era de acord, nu mai spunea, haideți să mai lăsăm puțin. Și să vorbească cu un evaluator. Da. Și eu cred că evaluarea care s-a făcut, de către evaluator autorizat, contractat cu servicii, este o evaluare corectă și obiectivă și oricare altă evaluator va da același preț. Și atunci cred că vom ajunge la... Trebuie încercată și varianta asta. Teren din rezerva primăriei, în schimb. Nu, cum nu, băi, că vrei omul, știi tu că nu vrei. De aceeași valoare nu găsești. Dom'le, nu la... Nu stai eu leacă, dom'le. În loc de 80 de ani, îți dau 2 hectare. Îi dăm terenul de sport acolo de pe casă. Da, să-l vândă el. Îi dăm terenul de sport. Da, și așa. Eu ziceam, al teren, cu tare și gata. Să rezolvă problema mai automată. Astea sunt singurele variante. Păi uitați-vă pe codul civil și uitați-vă care sunt. Problema este că prețul cel bun și l-am luat pe... Cât e școala? 650 de metri pătrați? Unde-i făcută școala? Nu, 1600 de ani. 16 ani. Păi da, nu sunt 2 metri pătrați cât sunt. 650 ani școală, nu? 600 ceva. 16 ani. 16 ani, 1600, 1600. Prețul cel bun și l-a luat acum câțiva ani. 10.000 de euro pe bucățica de la stradă. N-are cum să-și mai ia în continuare același preț. Adunat cu ce îi se dă. Acum iese tot acolo, tot bine. Păi da, dar terenul nu a fost la Țurcan atunci. E treaba, este casa lor. Este casa lor. Am luat primul. Zi, domnul Bobov, dacă mai aici. Nu pot, domnule, că nu s-aude. Nu tare conduge haotic. S-a zis cartanul așa. Zi, pe jumătate, mai tare. Ședința asta care o... Aș mai avea o întrebare tot pentru doamna primar. Referitor la bugetul local. La banii acordați în bugetul local pentru care și trebuie să-l votăm. Stimată doamnă, m-ar interesa că în comună la noi, din fericire sau nefericire, suntem mai multe confesiuni religioase. Și fiecare confesiune religioasă își duce munca în cadrul confesiunii ei. Și fiecare confesiune religioasă are greutățile și problemele ei. Mă interesează dacă din banii alocați pentru culte să împărțesc echitabil la toate confesiunile religioase, adică la toate bisericii care avem în comun la noi. Dacă da, da, sau după ce criterii? Dacă puteți să ne spuneți. O să fie aceeași de anul trecut și aceeași de acum 2 ani. N-am motivață, dar dacă vreți să rămâneți după, vorbiți și cu doamna contabilă, dar împărțirea o să fie aceeași cu cea de anul trecut și de acum 2 ani. Bine, atât am avut. Bine, domnul. Domnul Velea. Eu vreau să întreb și eu, dar am întrebat domnul Bobov, vreau să întreb doamna primar dacă se mai acord și la Răcăteu și la Dămoc. V-ați spus, împărțirea este de anul trecut și de acum. Doamna Simona știe, să avem la Răcăteu acolo, trebuia și acolo îngrădit cimitirul la Răcăteu. Da, vă faceți bine, cu banii faceți fiecare ce și important la noi să aducă documente justificative. Doar să mai adaug și eu un pic aici legat de terenul ăsta, trebuie să ne gândim acum că uitați, aici este pus 90 ceva de copii, domnilor consilieri, numai la grădiniță la Sovodor. Gândiți-vă peste 10 ani cât o să fie. Și atunci ce facem? Suntem nevoiți iar să mergem la Sovodor, să jucăm fotbal, suntem nevoiți să mergem pe la Răcătău. Aici total de acord. Este foarte bine, doamna primar, să urgentăm cât se poate, cât vă stăm putință și dumneavoastră că... Deci eu chiar vreau, pentru că ați văzut, când am spus că începem atunci, că era ceva pe Horgești, după aia pe Recea și apoi facem Sovodorul, eu vreau ca până la sfârșitul anului să avem pentru și pe Sovodor terenul și să... Că ați văzut, nu e neapărat lucrarea, cât e aici terenul. Și eu zic că dacă ar fi ajutor, și cred că este, și din partea noastră să explicați și noastră față de ce am explicat sau ce am vorbit noi, eu, domnul secretar, și am spus clar că noi nu putem trece de acea sumă de la evaluator, poate vede și ai tata. Și i-am spus, nu are voie să, nu poate să-l vândă la cineva ca să construiască. Acolo, prin PUG, exact ce spuneam, nu se poate construi în zonă. Deci, mereu o să poată să pună doar porumb, lucernă, știu eu ce e acolo. Care cultură, dacă ar fi să se joace copiii, să iasă, și din aceea se strică o parte. Eu zic că ați putea discuta și ca cetățean al satului. Asta e situația, nu câștigi întotdeauna. Dar câteodată mai câștigi aprecierea oamenilor, dacă nu financiar. Aici asta e situația, ar vrea mai mult. Eu zic că și suma care e prin evaluare e o sumă corectă. Da, deci nu e ceva de lepădat, cum se zice. N-ar fi ceva să spui, domnule, chiar la această sumă nu pot să accept. Nu, se poate accepta. Trebuie să vadă că ar dori mai mult, că da, prețurile în zonă sunt mult mai mari la vânzarea terenurilor, dar el trebuie să aibă în vedere că sunt mai mari pentru că oamenii pot construi. Că dacă tu ai cumpăra la, mai departe de zona aceea, dar n-ai putea construi, n-ai mai dat banii pe care îi dai când știi că poți să construiești. Aceeași situație este, deci el de la nimeni nu o să ia suma asta de bani în spate, de la nimeni. Pentru că terenul, nu, pe el nu se poate construi. Omul e conștiincios că așa, dar o ține și el lanț ca să... Păi de asta zic, vorbiți noastră și poate dacă explicați și dumneavoastră că pentru un teren, pe care el nu poate să-l țină decât arabil, e un preț foarte, foarte bun. Că nici el nu poate construi. Noi putem face acel teren. Mai e cineva care vrea să scrie la cuvânt? Supunem la vot proiectul. Nu, stați așa. Spunem prima dată la vot amendamentul domnului... Nu, am eu amendamente care v-am citit. Că banii veniți de la Consiliul Județean. Care e primul amendament propus? Cu banii de la Consiliul Județean, cu împărțirea pe sume de valcate. Și am citit eu, e 794.000 pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții din comună și 483.000 pentru drumuri, da? Asta este. 1.277.000. Deci supunem la vot amendamentul doamnei Temea Luminița. Voturi pentru. Avem împotrivă, avem abțineri, deci avem 15 voturi pentru. Amendamentul este aprobat. Acum, rugăminte ale... avem amendamentele doamnei Nunuț sau domnului? Pot să le citesc eu? Da, nu, nicio problemă. Pot să le iau în calcul. Deci, doamna Nunuț, da? Amendament 1. Amendamentul 1 este vorba de a crea un stocător de resturi vegetale. După cum știți, legislația prevede că interzicerea totală a arderii. Tot ce se face primăvara, toaletare, copaci, tot ce face lumea, de obicei vedem câmpurile pline de incendii. De asta zic, și primăvara se plânge, și șeful SBSU, care sunt incendii, lumea dă foc. Ei, sunt comune care au acționat răsoare de tocătoare, poți să faci contract ca materialul rezultat să-l vinzi către o firmă producătoare de peleți și, practic, nu faci decât să împuși doi iepuri, da? Lumea nu mai incendiază și poți să aduci profilul la bugetul local. Doamna primar spunea că este prins acest... Eu m-am uitat în proiect și este prinsă mașină de împrăștiat material antiderapant și moto unealtă pentru cosit. La fel, două utilaje care sunt necesare în comunitate și foarte bine că se intenționează să se cumpere. Acum, dacă și acest utilaj ar putea fi prins în acest proiect pe AFIR, este foarte bine. Ca sumă, v-am zis ce s-a prins și vedeți și în lista de achiziții. În proiect nu este acest utilaj. Tocmai de asta, dacă nu este, eu propun, la copertină erau inițial 50.000 de lei. Probabil o sumă suficientă de să faci o copertină pentru auto și de acolo să mutăm 50.000 pentru acest utilaj. Deci, 50.000 de lei de la copertină Da? Da. Nu, jumătate din sumă, nu tot. Dar practic lăsăm... Haideți să ne hotărâm acum, nu ne certăm. Deci haideți să înțelegeți, domnul consilier, sumele pe care le-am prins noi inițial și pe care le-ați primit, nu că ar fi cele care sunt de ajuns. S-au pus în ideea că nu avem banii de la Consiliul Județean și când vin sumele de la Consiliul Județean, suplimentăm, ca să se înțeleagă că unde s-au pus banii nu sunt sume în plus, ca să înțelegeți, că nu sunt sume în plus. Există acea diferență între bugetul inițial sau proiectul de buget inițial care mi-a fost comunicat și acest amendament care am venit eu astăzi, pentru că nu am avut sumele de la Consiliul Județean. Când am suplimentat cu sumele de la Consiliul Județean, vă spun că în multe situații, nici aici nu sunt banii toți pentru acel proiect. Mai urmează să venim cu rectificare după aceea. Ca să se înțeleagă, nu sunt nicăieri sume în plus. În concluzie, considerați util sau nu considerați util acest tocător? Dumneavoastră puneți amendamentul și o să vedeți dacă care e situația. Nu, doar 10.000 de lei. Deci 10.000 de lei, da? Da, de la coperină parcare auto. Este important să fie nebugetar. După aia, cu siguranță, la rectificare sunt atâtea proiecte care s-au făcut. Achiziție, tocător de vegetație, da? Vreți să le citim pe toate sau să le votați în bloc? E mai ușor? Cred că mai ușor ține domnii consilieri minte, expune despre ce e vorba, asuma și să voteze. Cred că și pentru mine și pentru... Deci noi nu putem să mergem cu tocătorul. Ca să înțeleg și eu bine. Dumneavoastră spuneți, după ce, de exemplu, ară omul greu, noi să mergem cu tocătorul pe... Nu, cu ce spuneți? Toaletare copaci, tăiatul la vie. Pentru crengi. Tot ce rămâne, da? Deci tot ce se așa, se merge din urmă, se scoate la marginea bucății, cu tractorul se colectează, se toacă și după aceea către o firmă producătoare de peleți. Cine adună din vie? Angajații primăriei sau cine? Cetățenii, poate să le scoată și cetățenii la margine. Domnule, haideți să fim. A fost acum zăpadă. De obicei, zăpada în anii trecuți, și în anii trecuți, la fel, când eram și tână, era zile întregi, sunt luni, câte o lună ține. Acum au ninsoarea că și-au așteptat dacă erau cetățenii să mergem și în curte să le dezăpezim. Deci n-a ieșit unul cu lopata. Dumneavoastră credeți că o să vă adune... Da, hai. Păi și cetățenii atunci ce fac cu ele? Să le dea foc în continuare? Adică nu trebuie să găsim o soluție? Adică și ca funcționează. Cine stă să le toate? E vorba de funcționare. Ați văzut că ei sunt ocupați. Da, haideți, dumneavoastră ați venit cu amendamentul. E amendamentul dumneavoastră, dar trebuie să fim realiști ca și consilieri. Să punem la vot amendamentul prezentat. Voturi pentru. Avem 4 voturi pentru, da? Doamna Anus, domnul Dămoc, doamna Albeiu și domnul Boboc. Am văzut bine, da? Voturi împotrivă. Eu am numărat 9 voturi pentru, împotrivă. Abțineri? Înseamnă că au fost 10. Avem o abținere, da? Amendamentul este respins. Amendamentul numărul 2 propune introducerea liniei bugetare pentru drumul comunal Fulgești Tamaș. Am trimis o hârtie și către Consiliul Județean, am văzut că se poate realiza o asociere Consiliul Județean Bacău pentru astfel de investiții. Acolo unde comunitățile nu au resursele necesare pentru a face astfel de investiții, se realizează o asociere Consiliul Județean Bacău. De obicei am văzut că primăria plătește partea de documentație, iar Consiliul Județean vine cu partea mai consistentă din investiție pentru asfaltare. La noi știți că drumul ăsta vorbim de el de ani de zile și practic mereu asta a fost scuza. Ori nu sunt bani, ori că nu vrea Comuna Parința. Eu zic că și Comuna Parința e interesată, pentru că ei de la Bădene acolo au un kilometru și foarte puțin până la intersecția cu Tamașul, iar în condițiile în care ne ajunge tot la politic. Dar vorbim de aceiași primari, și la Horgești, și la Parința, și la Consiliul Județean. Nu, eu practic, nu sunt primar nici la Consiliul Județean, nici la practic, Parința. Tot ce ar trebui ar fi să ne așezăm la aceeași masă și să găsim bunăvoința de a include acest proiect. Ar fi o alternativă la drumul principal, știm cu toții că pe aici, până la Tamaș, să facem maxim 10 minute. Știm de acel proiect frumos al Consiliului Județean privind turul colinelor în partea de est a județului, care, eu zic, acest drum chiar s-ar plăta unei astfel de competiții. Și i-am propus domnului Budău să facem o comisie chiar de consilier local de la Pâncești, mergem împreună în audiență la domnul președinte și cu siguranță vom găsi bunăvoință ca să... Pentru a face acest drum. Astfel că propunem suma de 10.000 de lei de la alte bunuri de aici, de la drumuri, unde s-au primit bani, pentru acest drum. De la drumuri. Domnilor consilieri, acum să vă spun și tot ce am discutat eu și nu merg pe presupuneri. Deci, Parincea nu este de acord decât dacă primesc și ei bani, toată suma, pentru că ei au zis că au un alt drum pe care îl folosesc și n-are nicio legătură cu drumul acesta. Ideea, și știți foarte bine că și eu mi-am asumat-o și am fost de acord cu ea, dar haideți să venim în fața dumneavoastră cu această propunere. În momentul în care Consiliul Județean este de acord și discutăm pentru acest parteneriat, și în acel moment eu vin în fața dumneavoastră și aprobăm, acum aprobăm o sumă pentru o idee care nici nu știm dacă o să fie în practică. Consiliul Județean, acum știți că punem bază să facem acest drum, să se facă asfaltarea de la Gioseni până la Pâncești. Trebuie să fim realiști ca sume vin și ați văzut, s-au dat sume mari pentru ceea ce n-am primit niciodată pentru Horgești. Și eu văd că mai prioritar pentru noi ar fi să se facă, să asfalteze acel drum, să ne mai ajute cu bani pentru drumurile noastre și dacă facem acest, cum ați spus dumneavoastră, parteneriat, vin în fața dumneavoastră și atunci venim cu sumă. Momentan punem o sumă pe care o blocăm pentru că nu știm dacă se aprobă acel parteneriat. În rest, de acord cu ideea domnului Dămoc, dar haideți să așteptăm și în momentul în care sunt de acord cu acel parteneriat și primim scris, vin în fața dumneavoastră și aprobăm și parteneriatul și contribuția noastră pentru a se efectua acea lucrare. Da? Mulțumesc! Supunem la vot amendamentul numărul 2 a doamnei Nunuț. Voturi pentru. Avem 4 voturi pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Am menținut, înseamnă că modul de votare. Amendamentul este respins cu 11, cu 10 împotrivă și o abținere, ceea ce înseamnă 11 voturi împotrivă, da? Amendamentul 3. Un amendament presupune deschiderea liniei bugetare pentru centrul de zi la școala veche Horgești, la fel 10.000 de lei de la fonduri și servicii. Am specificat deja ce ar presupune. Da, luăm prea ușor o luăm pe acest nou în brațe, nu se poate, e prea târziu, să vină domnul Dămoc să facă. Eu fac tot ce ține de mine ca și consilier local, eu asta pot să fac, să mă informez, să anunț linii bugetare. Nu eu sunt consultant, nu știu proiecte. Nici doamna primar nu-i treaba ei, nici asta, dar ea mai departe ar trebui să ia o firmă de consultanță, să consulte, să pur și simplu să mișcăm lucrurile. Nu știu, asta e regretul meu, că luăm prea ușor, că nu se poate în brațe, că mereu sunt alții de vină și la noi nu se poate. Da, bine că se poate în alte părți. Haideți să lămurim și partea aceasta, eu v-am spus, nu luăm pe nu în brațe, nu spunem. Eu sunt doar realistă și vin în fața dumneavoastră și vă spun realitatea. Deci, ca perioadă, e foarte scurt, acum știți, și cu serviciu de consultanță, nu? Astăzi am hotărât, mâine loc. Iar acolo noi am stabilit să facem o sală de sport, nu avem niciuna pe comună. O să trebuiască, pentru că foarte mulți copii, totuși de la Sovodor, o să trebuiască să vină și la Horgești apoi, știți, situația de asta s-a pus și microbuzul, pentru că nu o să facă față nici încăperile din satul Sovodor de la școală și în afară de asta, fiind personalitate juridică Horgești cu Sovodor la un loc, o să trebuiască să susțină și învățământul din Horgești. Și atunci, de asta eu merg pe ceva realist, nu să luăm pe nu în brațe. Unde aveți idee bună, de acord. În afară de asta, ați spus greșit că intenția mea a fost de a veni dumneavoastră să ne faceți treaba nouă. Vă faceți treaba de consilier foarte bine dacă asta faceți. Nu se vede întotdeauna, dar poate nu se văd eu, că normal. Dar în situația aceasta în care știți foarte bine că e din scurt și atâta timp v-ați lăudat, dacă aș putea spune așa, cu tot și interesul și pregătirea pentru accesarea de fonduri, noi vă cerem susținere în acest proiect ca până pe data de 9, exact cum am spus, să putem depune acel proiect. Nu să plătim consultat sau altceva și să nu reușim să depunem și să rămânem cu banii pierduți. Aceasta este singura mea doleanță, ca să spun. Dacă îmi permiteți, domnul Silena, acum câțiva ani în urmă, s-a aprobat să construiască un centru de zi la Sovodor. Era finanțat de Comunitatea Europeană, cu banii europeni. și a fost refuzat de către primăria noastră, de conducerea primăriei din anii aceia. Au zis că nu poate să susțină centrul ăsta de zi. Nu se poate să susțină. Cu ce s-ar putea susține centrul ăsta de zi aici? Și dacă nu cumva, am înțeles eu greșit, că la școala asta aici a unii sarcini să fie un centru de zi, aici i-a alocat niște bani pentru dotala să le dispota acolo sau în altă parte. Acolo, acei bani au fost și anul trecut prevăzuți. Deci se încalică una peste alta aici, nu prea iasă. Practic mutăm banii de la... Noi îi mutăm pentru centru de zi. Da, dar să fie realist, perioada pentru centru de zi este foarte scurtă și să nu ne aflăm pentru servici de consultanță, să achiziționăm servicii, să plătim și să nu fie termenul efectiv de depunere. Supunem la vot amendamentul numărul 3, voturi pentru. Avem 4 voturi pentru, voturi împotrivă. 10, abțineri. Domnul Cristecaru, nu am văzut votul. Că nu v-am văzut nici la... Am fost împotrivă, atunci avem 11 împotrivă și 0 abțineri. Următorul amendament prevede menționarea explicită la capitolul reparații a podului de la intersecția stejarului cu castanilor. La fel, o problemă veche a comunității. Eu am zis că până nu vedem acolo scris negru pe alb un buget că se va repara acel pod, sau până nu se întâmplă o tragedie, nu se întâmplă nimic. E părerea tuturor celor care știu situația că acolo trebuie intervenit. Am trecut de, pur și simplu de la alte bunuri care sunt acolo să menționăm 30.000 explicit pentru acest fond. Deci 30.000 dedicat, nu pe capitolul drumul și podul, nu? Da. Nu, dar nu se poate decât de la drumuri și cum v-am spus, suma primită de la Consiliul Județean este 483.000 pentru drumuri. Mai avem și noi 150.000 și suma aceasta, vă spun, este pentru... Avem la pod ce ne trebuie pentru, să dăm noi 100.000 și avem pentru cele 3 poduri de la strada Părul Urece, de la strada 9 din Sovodor, de la podul Tamarcea și balastarea. Deci este luat în calcul, ca să știți. În cazul ăsta, la final de an, ne vom bucura cu toții că se va rezolva o problemă. Poate separa, poate împreună, vedem atunci la sfârșit cum ne bucurăm. Supunem la vot totuși proiectul de amendament al domnului consilier, care a solicitat menționarea explicită a reparațiilor podului de la Tamarcea cu suma alocarea sumei de 30.000 de lei, dacă am înțeles bine, da? Da, da. Vot. Voturi pentru. Dar Sovodor îi schimbăm destinația, doamne, acolo nu-i pod. Deloc. N-am văzut pe votul dumneavoastră, era pentru sau... Îi schimbăm destinația la podul ăsta acum. Ăla e alt amendament, domnul consilier. Haideți să ne... Votul dumneavoastră, domnul Boboc, a fost pentru sau pentru, da? Avem 4 pentru, abțineri. Avem 2 abțineri. Împotrivă. 9. Păi s-a trebuit să susțineze o tărie de buget, ca să uităm din mai mult. Da, mă scuzați, domnul. Votul a fost respins. Următorul amendament prevede sumă dedicată către Biserica Horgești, cu destinație exactă achiziție centrală la Casa Tineretului. Suma de 50.000 de lei. Și suma urmând de la... A crescut bugetul la zilele comune foarte mult. Pentru centrală... Pentru încălzire. Centrală, cum se numește exact? Sală a Tineretului? Casa Tineretului. Casa Tineretului. Care aparține acum bisericii catolice, da? Suma urmează a fi luată de la? De la zilele comune, unde a crescut bugetul și noi avem artiști locali, acolo se poate face frumos și cu bani mai puțini un eveniment care trebuie făcut, dar cred că pentru comunitate ar fi mult mai utilă această centrală și așa cum am zis, nu se poate pe ea bisericii, Clădirea este mai zis trecută, tot a comunității, tot de oameni făcută, tot pentru oameni este folosită. De atâtea ori deci acolo când e depusitați, dacă tu nu ai căldură, practic. Dar noastră realizați ceea ce sunteți așa este că până la urmă tot ce este la nivelul comunei și pentru oameni, că doar nu așa, dar totuși categoria de proprietate contează foarte mult atunci când facem și știți foarte bine lucrul ăsta, mai investiții și suntem ținuți de niște, nu putem să facem investiții, că așa au fost oameni, dacă țin minte, care i-au spus haideți în casă să faceți dispensar. La fel a fost. Deci trebuie... Nu cred că... Nu, iar ca sume... Iar justificarea cu siguranță va fi făcută cu documente. Da, da, pe altceva. Haideți să fim corecți față de toate curtele. Eu am avut... Păi nu, așa au spus. De exemplu, anul ăsta, de la toate curtele au venit și au spus, doamnă, și nu toate curtele, că și separat pe biserici, normal. Și au venit preoții paroși și mi-au zis, nu puteți vorbi ca anul ăsta să ne dați nouă toată suma, la anul nu mai primim noi și altcineva. Și toți au venit cu aceeași curent. Păi nu, dar toți au venit. Și următorul an tot au venit, asta știu și eu discuție. Tragem la sorți. Da, facem o tombolă. Dar noi putem să tragem la sorți. Consiliul Local poate să tragă la sorți, pentru că, într-adevăr, fiecare, exact. Părintele de la Horgești a zis că vrea să facă capelă. Părintele de la Regea să termine, că ați văzut. Părintele Răcătău la fel. Exact și la cultul pentecostal aceeași situație. Toți au zis și m-au surprins că toți au venit separat și eu gândesc că n-au știut unul de altul idei și mi-au spus haideți anul ăsta că noi vrem să facem lucrare și valoare mai mare, dați-ne nouă toți banii de la culte și nu mai ne dați la anul. Păi puneți să întâlnească ei și să spună de acord care din ei... Da, doamna Simona, dar dacă, de exemplu, cum să spunem așa, eu să zic din biserica mea și eu poate peste un an, doi, nu mai fac parte din Consiliul Local. Sigur, atunci eu nu mai iau. Deși să refuz acum, eu... Nu, credeți că asta vă influențează că luați. Nu faptul de consiliere. Acum ați spus că faptul că sunteți consiliere, numai de asta luați bani. Nu, dar haideți, nu s-a exprimat domnul Velea bine, dar are dreptate. Ce garantează că la anul, peste 2 ani, peste 3 ani, peste 4 ani, mai se dă, poate nu se mai dă bani la culte, poate nu mai e vorba, se dă o lege cum mai este. Știți că vor și cu compensarea la salubritate, știți, noi venim compensare, vor de o lege să nu mai poți să compensezi tu Consiliul Local. Și atunci e ceva, promiți pasărea de pe... Iar sumele care noi le acordăm pentru culte știm foarte bine că ele trebuie justificate cu documente de către fiecare. Și nu putem să o obligăm. Bineînțeles că dacă de la Biserica Catolică sau altceva va veni cu cerere, cu o sumă care vrea să facă această investiție, noi nu putem să-l oprim, să spunem nu face asta, face asta. Dar efectiv vorbim pe lege, ce putem atribui și în ce condiții. Nu că nu, acum realizați că eu chiar n-am nici interes, nici contră, nici așa, dar dumneavoastră știți foarte bine că aici e vorba de modul de alocare a sumelor și vine anul ăsta Curtea de Conturi și vreți să ne taie ceea ce deja am acordat. Da, catolicii, cam șeric, cam... Nu discutăm acum nici de etnie, nici de religie. Acum discutăm de un mod de alocare a unor sume bugetare. Despre asta. Acoperiți la biserică. Doamna Dudălică, oprim discuția. La care biserică? La care biserică? Oprim discuția care și... Dar la care biserică o cerut acoperiți? Domnul președinte, să punem la vot amendamentul. Haideți că ne intrăm în derizoriu cu discuția asta. Să puneți la vot. Pentru. Un singur vot pentru. Și eu. Să sunteți inițiatori. Două voturi pentru. Abțineți. 1, 2, 3, 4 abținere am. Împotrivă? De acord. 9. Eu cu domnul Budon, cu cultele... A fost respins. Dar mă mai interesele comune care... Că acolo nu, nu mă băga. Mai avem unul, mai am unul verbal. Da, e vorba de... Am introdus acele coșuri stradale și vreau să întreb, bine, eu am făcut amendament. Mai e nevoie de amendament sau... Nu. Amendament nu. La amendament nu. Bănuiesc că... sunt incluse la bunul și... Da, a fost prins în ați văzut. Și am zis, dacă e nevoie să facem amendament, ca să apară negru pe alb sumă la coșuri stradale. Păi cred că apare bun și servicii, nu? Atunci renunțăm la 6. Vreau să doar o frază de încheiere. Da, am făcut și acest exercițiu până la urmă. Ne-am înțeles de ce n-a putut să vă asumați până la urmă. Mulțumesc consilierilor pentru vot, mulțumesc celor care n-au votat. Nu, ar fi vrut să veniți chiar cu idei care să fie, să trebuiască să se impunească. Să puneți seama de caz, ce să fac? Da, aveți dreptate. Doar atât vreau să zic, o să votez pentru la acest buget. Chiar dacă nu s-au votat acest buget. Nu, e anul ăsta e ceva, nu știu, se întâmplă, nu știu, e 2023. Și vom vedea la final de an. Doamna Mănuț, amendamentul 6, vă rog. Da, voiam de la acoperiș fântână, de acolo din Median, de la biserică. Acoperiș. Chiar să-l anulăm, pentru că fântâna ne fiind potabilă, nu putem să acoperim. Ar trebui chiar astupată. Este votabilă, dar ați văzut, când, adică nu știu ce măsură știți, că acolo se sfințește. Spune domnul Budon că ești catolic. Demobotează acolo și de acolo se ia apa. Ok, atunci găsim apa. Adică pe asta mergem. Amenajare la curacul stradă. Haideți să găsim la banii, de ce momentul. Așteptăm și găsim. Da, dați-mi-le. Le-a semnat doamna Nunuț, da? Da. Amendamentul 6 n-a mai fost propus. Dacă nu putem să fac puturile acolo, să strâcă... Deci, haideți să... Puturile și să fac. Cu amendamentele. Puturile de apă. Păi nu putem, domnul Budău, pentru că jurul... Haideți puțin, domnul Budău, haideți ca să spună... Să punem la vot. Nu putem amendamentul acela, că vreau să amenajăm parcul. Păi acolo facem 3 puturi. Nu, acolo avem pentru apă canal. Și să construim nimic 500 de metri în jurul conacului. Da, păi am respectat 500 de metri, dar vine apa în sus, am pus alea de parte. Mi-a săcat și o parte. Da. Păi atâta, doamne, să mai cumpărăm teren și pentru apă, doamne, să-mi cumpărăm. Dar haideți să cumpărăm terenul de la Măcăială. Dar pentru rezervor cumpărăm teren, domnul Budon? Poftim? Pentru rezervor cumpărăm teren? Nu. Pentru absolut tot ce am găsit, am discutat cu cei care au făcut cadastru, totul avem rezerva primăriei. Aveați teren acolo, pentru că n-am fi întârziat dacă trebuia să cumpărăm. Nu, nu, apa canalul întârziat. Domnul Budon, erai vizat. Aveai pământ de vânzare. Auzi că aveai pământ acolo, rezervat. Așa se aude și la repetul că aveam. Haideți să mă iei. Îmi dădea gratis. Eu îl donam. Supunem la vot proiectul. Amendamentul doamnei. Cu amendamentul. Oricum nu dădea rezervorile, așteaptă o stradă. Haideți să votați dacă. Supunem la vot proiectul cu amendamentul doamnei primar. Cine este pentru? Păi asta e față. 15 numărată. Împotrivă, abține. Păi votați în clauză, nu? Sigur că da. Acum, dăm citire proiectul de hotărâre numărul 3 privind aprobarea modificării programului achiziții publice pentru anul 2023 la capitolul A, investiții. Domnilor consilieri, după cum am prezentat și mai devreme, venim cu un amendament. Dotarea cu mobilier a sălilor de clase din unitățile de învățământ, pentru că este pentru finanțare și ne-au trimis de la școli, primăria trebuie să facă toată procedura ca să fie dotate școlile cu mobilier nou și pentru acei 16.000 de euro pe care v-am zis că îi putem accesa prin GAL, trebuie să depunem documentele până pe data de 9 februarie. Avem totul făcut. Și să achiziționăm la tractor niște, fiind suma mai mică, fiind timpul foarte scurt, niște, cum se numesc, nu? Accesorii. Accesorii, da. Pentru... Asta e, în rest, nimic. Spuneți la vot amendamentul, doamnei primar, cu suplimentarea poziției 28 față de proiectul inițial. 27-28. Deci, proiectul inițial a poziția 27 și acum aveți poziția 28, care vizează acele achiziții de accesorii pentru... Nu, mobilierul a fost în proiectul 27. 28 este achiziția accesorii pentru tractor. Ceea ce... Da? Amendamentul pentru... Cine este pentru? Avem împotrivă. Abține. Da. A fost aprobat cu 15. Acum spuneți la vot proiectul în formă amendată. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. 15 voturi pentru. Următorul proiect trecem la proiectul numărul 5. Proiectul de hotărâre privind acordarea de la bugetul local a unor sume de bani pentru plata taxei cămin în anul 2023 ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale conform prevederii legii 116/2002. Proiectul a fost depus ca o, suplimentare a ordinii de zi. Am discutat pe comisie, este vorba de o persoană aflată într-o situație dificilă, care a fost abandonată într-un cămin de bătrâni. Cei de la Căminul de Bătrâni de circa mai mult de o săptămână au luat legătura cu noi. Haideți să vă spun, persoana din satul Horgești, care nu are pe nimeni apropiat, așa... Ar fi neamul, dar nu vreau, că ajung iar la consilier și ajung și nu oboțesc și iar e rău. De exemplu, de la Bacău ni s-a spus că am fost la DGASPC să încercăm cu familie extinsă. Are verișoare de grad 3, dar frați, surori sau care să îngrijească, părinți nu au. Femeia are 60 și ceva de ani, nu are nici casă, nu există nimeni să îngrijească și mai rău este că are, problemele sunt mentale, deci nici nu ar putea sta oricine cu ea. Ea a fost internată la un moment dat de o fată pe care o are în Italia, dar care nu ține legătura. A fost internată la un azil, a plătit 3 luni și de 6 luni n-a mai plătit deloc. Și acum a zis, nu, duceți-o la primărie să aibă grijă de ea. Noi nu putem, nu avem nici personal pe acum, să avem o grijă de o persoană cu... Cei de au vrut să ne aducă luni, am reușit, am fost, am discutat. Dacă noi venim la pensia ei, dar se... Sunt șanse mari să scădem această sumă de contribuție. De ce? Nemai ocupându-se nimeni de persoana respectivă și nemai fiind dusă la comisie din 2008, ea are acel grad doar fără însoțitor și ea 500 de lei pensie. Diferența cu care venim noi acoperă costurile la un azil. Dar, ducându-o acolo la azil și ei având interes să se ocupe, dacă o duc la grad, că am vorbit deja, o să prindă cu însoțitor. Da? Însoțitor înseamnă 1000 și ceva de lei. Deci automat, da, automat suma cu care o să venim noi ca și contribuție nu o să mai fie 2500, o să fie 1000. Dar până se fac acele demersuri la comisie și mulți dintre dumneavoastră știți că ați avut poate probleme pe la să duceți pe cineva cunoscut la comisie, trebuie să intervenim pentru că, vă dați seama, să o aduc acum iarna. Nici locuință, nici lemne, nimic, nici persoană, dar în special persoana care să stea cu... Trebuie 24 în 24. Care se ia administrație medicamentație de care trebuie să o ia specifică, despre asta e problema. Da. Și după aceea, eu personal o să țin legătura cu, cu azilul ca să o ducă la comisie cât mai repede, să venim noi contribuție cât mai mică, dar altă variantă nu avem. Și vă zic că acesta... Se întâmplă și acest lucru se întâmplă și în alte localități, unde sunt și mai multe cazuri. Sperăm ca la noi să rămânem la actul, dar asta e situația. Și mulțumesc pentru înțelegere. Doar la cuvânt? Da, doar la cuvânt, dacă aveți cineva ceva de... Eu propun să aprobăm acest proiect de hotărâre. Pentru sumele vor fi prinse în buget la capitolul 5602, unde sunt contribuții ale Consiliului Local la finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap. Noi acolo avem 100.000 și mai adăugăm 30.000 de lei. Din banii care am primit acum. Da. Și atunci vom avea la capitolul 5602 130.000 de lei. Că inițial avem 100 și cu 30 vom avea 30. Da? Da. Ați aprobat deja amendamentul. Da. Cine? Da. Supunem la vot? Da. Cine este pentru acest proiect? Avem împotrivă, avem abțineri, aprobat cu 15 voturi pentru. Dacă dăm citire la ultimul proiect de hotărâri privind completarea HCL numărul 38 din 2609 2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a Comunei Horgești pe perioada 2021-2026. Domnul consilier, știți că avem aprobată strategia care, după cum vi s-a spus și atunci, este completată pe mai cum este nevoie, ca să putem achiziționa acele accesorii. Accesorii la utilaj, prin, exact ce am zis, prin GAL, trebuie să apară în strategie și acest lucru. Și de aceea am venit cu completarea în fața dumneavoastră. Dacă e cineva care vrea să înscrie la cuvânt, se mai în acest proiect. Domnul Dămoc, poftiți cu... Au fost multe discuții despre această strategie și mi se pare că a fost atât de bună cât iată trebuie adăugată. Nu e un lucru rău că o adăugăm, dar strategia asta avea multe echipe. Da, probabil că o să mai fie nevoie de orice îmbunătățire. Da. E benefică până la urmă, se cheamă evoluție. E fără costuri suplimentare, asta vreau să te menționez. Ar fi și culmea. Păi nu, dar dumneavoastră așa ați spus atunci și vreau să... și culmea. La câți bani am dat? Da? Mai aveți o de adăugare? Nu, mulțumesc. Bun. Mai scrie cineva? Dacă nu, votăm pentru proiect. Pentru. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Avem 15 voturi pentru. Acum punem întrebări și interpelări și o să lăsăm pe ultimul, da. Așa va trebui să alegem un nou președinte pentru care va intra în februarie. În februarie, la primul ședință, da. Nu? Da. Da. În februarie și nu mai există posibilitatea să mai avem o ședință, că nu avem președinte, deci pe urmă ar fi păcat. De fapt putem alege, trebuie să alegem președintele. Cine propune? Nu propune nimeni nimic? Domnul Budnaru. Domnul Budnaru, a propus doamna Sabi. Să punem la vot, mai există de propunere? Da, dacă mai există. Nu mai avem. Să punem la vot propunerea doamnei Sabi. Hai să ne continuăm la lansament, pentru că aici poate... Dar nu mai e prevăzut... Poate are concediu planificat la lansament. Suntem un... 3 luni, nu. Sunteți în organism colegial și decideți prin majoritate de voturi, dacă știți nimic. Doamna Sabin este unul dintre consilierii care permanent a venit la ședințe. Cum putem spune că un concediu ar determina o să lipsească la noi? Vine de acolo, din concediu. Haideți să spunem la vot. Cine este pentru? Avem împotrivă? Avem abținere? Foarte bine. Avem 14 pentru și 1 împotrivă. Dar nu poate să înghețe. Da, cum să nu scrie? Regula votului. Ai vrut să scrii și mata cum e să te abții, că ai văzut că domnul Zămor votează pentru bugetul. Deci la început până la februarie, prinde doamna Sabi. La întrebări și interpelări. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Budon. Da. Domnul Bugnar, dăm cuvântul și până să scrie domnul Prisecaru. Da, da, și lăsăm ultima, doamna Lumița, suntem cam aleni. Centrala dumneavoastră mi-a fost primul. Răcătău. Așa, am fost acum metri și am înghețat. Dar și cine a dansat? Înseamnă că n-ai dansat. Băieții vor un răspuns, firma care a adus târbii, când s-a apucă de extindere? Deci însemna tot, așteaptă zic din vremea că dacă sapă gropile aceea se pun în stâmpii și dacă este apă și nu, în rest, absolut tot, inclusiv noi am dat partea noastră din contribuții, că am primit la sfârșitul anului trecut avență de la EOR, știți, să venim cu partea noastră, noi am dat, am făcut plata ce trebuie, ceea ce de noi bine și urmează să mai facem, dar am dat o parte, deci vremea, în rest să începem lucrarea. Doamna Nunuț. Da, referitor la proiectul de hotărâre prin care alocăm o sumă de bani persoanei respective. Vreau să spun că așa creăm un precedent, atâta timp cât am creat precedentul, atâta timp cât... Nu, dar ea are un copil. Nu există nicio măsură de a da în judecată copilul. Și ce facem până? Nu, ok, am înțeles, dar vreau să spun, nu avem alte pârghii să acționăm, pentru că așa toată lumea își lasă bătrâne. Avem o pârghie a unei plângeri penale pentru abandon. Așa. Gândiți-vă că respectivul proces va dura mult și bine. Nu, de noi acum am aprobat, ok, dar trebuie să avem și posibilitatea ca să tragem familiarii la răspundere. Sunt perfect de acord. Nu putem să ne luăm angajamentul. Aici sunt. Toată lumea abandonează și... Când a venit fata în țară, că a venit la mormântarea mătușii ei, că ocazia asta a venit cu mama, nu ține legătura, adică am înțeles, Tocmai de asta a fost de acord și a dus-o la azil. Și ea plătit că până atunci Cristi, șef serviziul asta, și-a făcut și de femeie, dar acum e mai rău. Da? Așa. Și tocmai cu asta a speriat. Deci eu se pare că între timp s-a documentat și a zis, nu, ce, până găsim noi nici nu știm. Și ca să faci plângere împotriva cuiva, trebuie să știi unde stă, să dai date de ce dăm noi. Și așa de cadă din dreptul succesorale. Nu vrea să mai răspundă la telefon. Nu și așa n-a nimerit. Într-un spital de ăsta. Ce pierde? Nu, te dau o lună de zile și după aceea îți dă drumul afară. Și prețurile sunt mai mari decât... Nu, dar să faci internat doar de o lună de zile, spital, la spital. Da, da, să faci. Și tot afară, tot afară. Deci am încercat, m-am dus, inclusiv, ca ați văzut, eu mai încerc în continuare, cu acel azil, bine și acolo crește, e prețul destul de mare, cu acel azil, știți, care zice de stat. Dar momentan nu au locuri. Cu boli psihice, nu cred, acolo e doar... E la Răchitoasa. E cu boli psihice. Da, dar nu au locuri. Și ca să nu spun că au zis că au 30 de cereri de felul ăsta, deci noi suntem a 30 cereri. Locul nu stă. Și sunt la rând. Sunt primării care au 3 situații de asta. Știți cum se eliberează locurile acolo? Numai când decedează. Da, al doilea, apropo de terenuri, a spus că gata, parcul nu se mai face nimic, am înțeles. Nu putem cumpăra terenul de la Iulia, cum o cheamă? Da, la Mâncăială. Dar fiind faptul că oricum nimeni... Ca să cumpărăm, că e lângă școală, să fie acolo, să avem, să facem un centru sportiv, să... La Sovodor să nu mai Eu spun o idee, domnule. După ce rezolvăm cu Sovodor, nu, pentru că acolo dacă respectăm legea, nu se poate construi nimeni, nu? Chiar dacă cumpără terenul cineva de la Iulia, lângă școală nu va putea construi, nu? Nici în față. Nu poate construi, nu? Deci... Așa nu poate, ce trebuie. Păi nu poate să obțină nimic, nici de demolare, nici de construcție, nu poate să obțină nimic, nu? Ai înțeles ce vrea să faci? Da, mai aveți ceva doar. Dar ajungem tot la prețuri și tot la idei. Domnul Pisecarul, așa nu e... Da, băi, nu putem să întrebăm, să vedem cât costă, pentru că în aceeași lege care nimeni nu poate construi lângă școală, cineva cumpăra acolo, nu va putea construi. Dacă este construcții vechi, cred că se poate. Deci dacă este construcții vechi, este casa acolo. Se poate reconstrui, autorizație de demolare, de consolidare. Așa zic, nu știu. Doamna primar, eu urmez. Da, spuneți, domnule. Vă rog frumos să aveți în vedere la drumuri și poduri din bănuția aia să alocați o sumă pentru șanțul care preia apa de pe drumul județean la rece. Tot timpul avem probleme cu oamenii aia, inundă tot timpul, șanțul ăla trebuie făcut neapărat. Neapărat trebuie făcut. Am repetat asta an la rând. Tot timpul vin oamenii și spune, mă inundat. Trebuie făcut ceva cu șanțul ăla. Dar la, trebuie făcut până la părâi. Toată apa din satul Recea se devasă într-un singur șanț. Și aia Bușăști. Deci e prea mic șanțul și Bușăști e prea. Deci trebuie neapărat făcut șanțul. Vă mulțumesc. Da. Da, domnul Grisecor, mai aveți ceva de luat? Vă mulțumesc. Am scris la cuvânt, domnul... Dacă sănătos o să nici și eu câteva cuvinte, chiar și cu o propunere, chiar și două, ar fi, dar totuși o propunere, aș propune. În legătură tot s-a vorbit despre poduri și podul care se face spre Părul Recea și spre Strada Nouă. Nu s-ar putea totuși, dacă tot se face, podul, să se betoneze și drumul mai la deal, adică ca de exemplu șanțul. Da, e vorba, cum ai trebuie să vedem ca sumă. Ce înseamnă? Că acolo noi facem poduri, să facem proiect? Da, ar fi ideal așa, că așa trebuie și unde a spus domnul, și unde a zis domnul Pisecarul la Recea, e aceeași situație. Da. Și dacă financiar și vedem atunci costul și vin în fața dumneavoastră și vă prezint costul și putem să găsim banii necesari fără probleme, că vrem, dacă tot faceți, facem treaba bună. Și o altă problemă, dacă totuși în Sovodor și spune că se face acolo unde e dispensare acolo și un lucru foarte bun. Ar fi bine, gardul ăla, am mai zis la teorie, exactul gardul ăla, ar trebui, chiar ar trebui. Plățile alea ar trebui făcute, ar trebui. Cam asta a fost. La grădinița acolo. Da, la grădinița acolo. Altcineva? Mai înscrie cineva? Domnul Dudulică. Domnul director, am avut discuții și am zis, unde sunt lucrări noi, trebuie obligatoriu noi, adică investiții, ca să înțeleagă. Unde sunt reparații, acolo merge poate școala. Și au zis că ar avea bani necesari să facă pe reparații. Școală. Da. Am vorbit deja. Și noi venim pe investiții. Deci discuția a fost cu domnul director și tot ce ține că, de exemplu, au solicitat ca la școală, la școala veche, știți, să punem, să izolăm acel, nu știu, ala veche, unde stau copiii de grădiniță, fiind investiții, o facem noi. Au solicitat să nu mai fie aceea dușumea, nu dușumea că e linoleu pe jos, să punem parchet pentru copii, tot la fel, pentru că n-a fost parchet, trebuie să venim noi să punem, că e investiție. Ce ține de reparații, exact cum a făcut școala Răcătău sau școala, bine, școala Răcătău, mai trebuie și pentru Legea. Gabi și toți și l-au făcut, așa face și la... Și domnul director, inițial nu s-a gândit la varianta că se pot face, mi-a zis doar că ei avea bani să facă, cum ai zis, cu parchetul cu asta, dar nu au voie. Și am zis, tocmai pentru că aveți banii, facem noi ce nu puteți, pentru că trebuie să facem noi primăria și atunci banii aia, băgați unde puteți să faceți lucrarea. Da, reparație. Asta a fost discuția între mine și domnul director, dar chiar în ședință a fost... Domnul Duduric, aveți cuvântul, da. Doamna primar, avem lăcăzul ăla și facem cu el. Trebuie și eu părte și cât de pământ. Știți care e problema. Eu care cunoaști pământ, vreți să știți, domnul Tulică, câți au venit și mi-au cerut, nu vă arăt și pe noi? Pământ și pământ. Eu vă înțeleg, doamna primar. Nu, dar să știți că cine mi-a cerut pământ, nici nu el, am citit de acolo din sat. Și au trimis că ar vrea pământ. Știu, dar care are locuință și mai are teren, dar ăsta nu are nici locuință, nici teren, stă și el undeva la o casă, la rude, acolo. Acum, dumneavoastră să vedeți, Consiliul Local... Nu-i problema că dacă vine altul și are și casă și teren și mai vreau... Orice suprafață de teren pe care este în rezervă, se trece din domeniul public, în domeniul privat, se face procedură și chiar dumneavoastră, consiliere, aveți obligația atunci să votați. Când se concesează, face procedură, nu poți să atingi un titlul tuturor celor privind la legea 18. Pentru că până atunci... Nu, și mergi pe legea 18 pe extravilat, dacă trebuie să-i dai extravilat și faci o casă. Și acolo nu poți să vii să decizi, lui dau lui X teren pentru casă. Vii cu suprafața pe care o ai și cine știi că sunt alte. E prin vânzare, cumpărare, prin concesionare, prin... nu se poate... Dar știu despre cine e vorba. Și altă problemă. Și aici, la unde s-au făcut casele către Horgești, șanțul ăla e un singur șanț care îmi poate magazina toată viitura care vine și depășește șoseaua și inundă la Valea Zădului. Toate casele de bucătărie. Ar trebui să făcut șanțul, făcut și pe partea asta. Adică încă un canal pentru case, nu? Spre Părâu. Între case, dar și un șanț făcut. De sus, partea de sus? Partea de la drum la Vale. Dacă îmi permiteți, acolo ar trebui vorbit cu Consiliul Județean, inclusiv o pertea forestieră, pentru că acum la viscolul ăsta am văzut deja erau nămeții mari. Deci la un viscol mai puternic acolo. Acum ați văzut că și la Buzău erau nămeți, în toată țara, da. Și o să ține de Consiliul Județean, așa este și dacă proiectul, acum știm asta, a fost doar pentru pe partea dreaptă, spre... Perdele forestiere au un mare defect, au tendința să dispară. Perdele forestiere, da. Și trebuie să ținem că... Și mai e o chestie, acolo noi nu prea, zona aceea unde se face, noi nu avem rezerve. Adică ca să faci... Păi da, și asta e o îmbunătățire fungera, ar trebui aniful, da. Dacă și atunci ei n-au... Dacă ei nu au teren, nu avem nici noi rezerve. De unde? Anicoare, canalele, nu? Sau cine are canalele alea două? Da, alea transversale, nu de-a lungul... Bă, dar și ăla ar trebui somat să vină să și le curăți, că într-adevăr ăla nu prind. Am vorbit și a zis cum primește ei bani, cum au fonduri și fac curățare. Și noi nu putem interveni dacă ei săraci n-au ocupat, cum sunt mai bogași. Știți care e problema? Și casele când s-au făcut, că le-am mai ispiteau și mai în spate sau mai înălțime. Nu s-a ținut cont de și le-am spus, nu mai construiți, că sunt zone inundabile. Deci, indiferent sunt zone unde, indiferent ce îi faci acolo, zona când e inundabilă, e inundabilă. Au și temelii așa, unele case. Și, exact, pe asta am zis. E malul ăla, pe rău, doamnă primar, acolo ține la tot, dacă s-ar rade un pic, să fac un pic de șanță, acolo s-ar scurge apa. Ăla e apelor române, nu putem interveni. Da, știu, că te-am văzut atunci când stăteați. Nu-i vorba de apelor. Mamalul. Se mai scrie cineva la cuvânt? Și dacă nu... Declarăm închisă ședința.